devenit golgheterul Ligii 1 din România la finalul ediției de campionat 2013-2014, Liviu Antal a fost dorit la finalul respectivului sezon de Steaua București, dar în cele din urmă șimleanul a ales să plece în străinătate și s-a transferat la Genkler Birligi în Turcia, grupare pentru care a evoluat în prima parte a ediției de campionat 2014-2015. La începutul acestui an, pe 2 februarie, Liviu Antal a fost împrumutat de gruparea turcă la Beitar Ierusalim, formație pentru care a evoluat până la finalul sezonului. În această vară, șimleanul a decis de comun acord cu formația din Turcia rezilierea contractului, iar la finalul săptămânii trecute, pe 1 august, Liviu Antal a decis să-și continue cariera în Țara Sfântă și a semnat un contract cu o valabilitate de 4 ani cu cea de-a doua, cea mai titrată echipă din Israel, Hapoel Tel Aviv, formație antrenată de Eli Cohen. Până la semnarea contractului cu Hapoel Tel Aviv, Liviu Antal a mai disputat 14 partide în prima ligă din campionatul israelian și a reușit să marcheze de 3 ori.